pentru implicarea în sistemul educațional, atât local cât și la nivel național, pentru dăruința cu care domnul profesor Nicu Buzdoac vine de fiecare dată la facultate cu brațele deschise pentru a învăța pe studenți cât mai multe lucruri. Pentru toate acestea aș vrea să îl propun pentru proiectul 100 România. Pe domn profesor l-am cunoscut în anul 2 de facultate, la cursurile dumnealui. De atunci a rămas plăcut surprins prin modul de predare inovator, adaptat noii generații de studenți, dar ca persoană l-am cunoscut mai bine în cadrul proiectelor în care acesta se implică trup și suflet. E vorba de obligația pe care, sau de menirea pe care o are un profesor, și anume de a forma studenți. Acest lucru, sigur, este cel care stă tot timpul în minte și în suflet atunci când mă adresez studenților și nu numai mie, ci tuturor colegilor din Universitatea din Craiova. Motiv pentru care, sigur, atunci când mă întâlnesc cu o nouă generație, prima dată vreau să știu ce așteptări au ei de la cursul respectiv, de la facultate, de la universitate. Nicu George Buzdoacă este profesor în domeniul mecatronică și robotică la Facultatea de Mecanică. Este autorul a peste 140 de articole științifice, are 2 brevete de invenție și de curând a obținut medalia de aur pentru una dintre acestea la Salonul Internațional IPTEX din Bangkok. Consideră că cea mai grozavă realizare a unui om este aceea de a crea alți oameni și de a-i face să privească viitorul prin ochii inventicii. Prezența dânsului la cursuri m-a motivat foarte mult, datorită dinamismului și profesionalismului de care dânsul a dat dovadă la vremea aceea. Am colaborat și acum câțiva ani. Anul trecut am fost implicat în echipa de implementare a unui proiect grandios desfășurat cu o mare companie consultoare de automobile din regiunea Oltenia. E o relație mai mult de prietenie, aș putea să spun, în sensul în care dumnealui încearcă să ne învețe lucruri prin practică, prin exemple, și niciodată nu s-a terminat cursul pentru simplu fapt că a sunat clopoțelul. Imposibilul nu există. Acest lucru, desigur, este cel pe care îl doresc și îl transmit și studenților mei, doctoranzilor mei, masteranzilor mei, masteranzilor noștri, pentru că ei sunt ai Universității din Craiova. Ei sunt printre cei mai buni specialiști care pot să facă absolut tot ceea ce își propun să facă mai devreme sau mai târziu. Iar noi, cadrele didactice, suntem alături de ei nu numai în cei 3, 4, 5, 7 ani, dar și după ce aceștia își termină pregătirea. Profesorul Nicu George Buzdoacă a urmat cursuri și stagii de cercetare în Coreea de Sud, Turcia și Franța. A avut parte de o experiență frumoasă, iar determinarea acestor popoare de a munci și de a face lucrurile așa cum îi se cere l-a făcut să privească diferit partea de inginerie și automatică. Anii au trecut, iar proiectele sale care vizează domeniul cercetării încep să prindă contur. El este unul dintre responsabili unui vis frumos numit INCESA, infrastructura de cercetare în științe aplicate. Poate că eu m-am implicat mai mult în momentul în care s-a construit acest vis. Cred că la Universitatea din Craiova există oameni specialiști, oameni care promovează excelența. Iar acești oameni care promovează excelența, Universitatea din Craiova știe să-i valorifice. Dovadă, am clădit INCESA, INCESA este valorificată de un specialist, vorba de domnul profesor Radu Mănescu. Cu această nouă oportunitate prezentând INCESA, aria noastră s-a lărgit foarte mult, am învățat foarte multe lucruri noi, ceea ce nu prea găsim la noi în țară. Sunt foarte multe lucruri aduse de afară, echipamente, dar și mentalitățile cadrelor didactice sunt noi. Prin INCESA, noi încercăm să oferim comunității, să oferim partenerilor din mediul social soluții pentru problemele pe care le au ei în ceea ce privește partea aceasta de producție, partea de inginerie. Și cum să putem să oferim aceste soluții dacă nu prin intermediul firmelor cu care colaborăm, firme la care lucrează absolvenții noștri, deci prin produsul nostru care înseamnă studenți, care înseamnă specialiști, care înseamnă viitor. Se consideră un om norocos pentru că a întâlnit și lucrează cu oameni deosebiți pe care se poate baza. În prezent, împreună cu colegii săi din cadrul Universității din Craiova, lucrează la un alt proiect, la fel de important ca INCESA. Acest vis frumos care
s-a materializat, face parte din unul dintre visele Universității din Craiova. Visul cel mai apropiat este reabilitarea și modernizarea acestui complex electrotehnic în care sunt cele două facultăți, Facultatea de Automatică și Facultatea de Inginerie Electrică, complex care nu a mai fost reabilitat sau nu a mai primit nicio investiție majoră de prin anii 70. Prin intermediul unor proiecte pe fonduri europene și cu implicarea directă a decanilor, a prodecanilor, a colegilor din cele două facultăți, lucrăm la un proiect pentru reabilitarea acestei infrastructuri, în așa fel încât, sigur, Incesa să aibă mult mai mulți frați și surori în Universitatea din Craiova.